viitor laborios și un foarte, foarte bun și talentat povestitor să ne povestească niște lucruri autentice din viața sa despre experiența pe care a trăit-o în copilărie la sat, iar părintele părintele Andrei Aldea, desigur, ca unul dintre cei mai buni specialiști în folclor și etnografie de la noi din țară, să ne vorbească exact despre acest subiect, veșnicia s-a născut la sat. Așadar, îi dau cuvântul lui Ciprian Voicilă să ne spună poveștile sale. Hristos a înviat. Adevărat a înviat.